Bună, dragii mei prieteni virtuali, mă bucur că vizionați canalul meu de YouTube, Crista Rod. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți înscriși, vă mulțumesc și celor care nu sunteți înscriși, dar vizionați acest canal. Pe voi care nu sunteți încă înscriși și vă plac predicțiile care le urmăriți pe canalul meu de YouTube, Crista Rod, pe care le vizionați, dacă vă regăsiți în acestea, rezonați cu acestea, vă invit să vă înscrieți, să lăsați și voi feedback-uri, mesaje, sugestii și vă invit să folosiți și pe toți, de altfel, să folosiți și clopoțelul care se află lângă butonul de înscriere, de subscribe, așadar folosiți acel buton, acel clopoțel pentru ca să puteți primi din timp notificări cu noi predicții care le fac în premieră sau în live. Care le puteți găsi, le viziona pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Și astăzi m-am gândit să fac o nouă predicție, o nouă etalare, de data aceasta în șapte variante, care să răspundă la întrebări, la dorințe, pentru a afla dacă vă îndepliniți dorințe. Așadar, cei care aveți o dorință pentru acest weekend, această etalare este valabilă doar pentru dorințe, în special pentru weekend. Așadar, dorințe care doriți în mod special în weekend să vi le realizați, vă invit să vă alegeți una dintre cele șapte variante cu pietrele. Piatra verde va fi prima, a doua va fi albă, a treia va fi albastră, a patra va fi roșie, a cincea va fi roz, a șasea albă transparentă și a șaptea va fi cea azurie. Așadar, alegeți-vă varianta cu care voi rezonați gândindu-vă la acest weekend, la dorința voastră, concentrați-vă pe ea. Dacă aveți mai multe dorințe, vă puteți alege pentru fiecare dorință în parte o altă variantă, o altă culoare a pietrei, dar nu mai mult de trei dorințe să vă puneți pentru acest weekend. Numărul 3 este o cifră magică, este cifra care aduce succes și noroc. Așadar, am să încep cu prima variantă, să vedem dacă cei care v-ați ales prima variantă aveți reușit în acest weekend să vă îndepliniți dorința. Deci, varianta cu piatra verde va fi prima variantă. Să vedem ce vor spune cărțile așadar de oracol. Să fixez puțin mai bine, dați o secundă să fixez puțin mai bine acest aparat de filmat ca să puteți vedea mai bine etalarea. Așadar, să vedem dacă vi se îndeplinește dorința în acest weekend, să vedem ce spun cărțile obișnuite, cât de repede vi se îndeplinește dorința. Vedem ce se întâmplă. Depinde de o femeie blondă, de o prietenie, poate, de o prietenie aici. O femeie blondă sau brunetă, depinde și ce sunteți voi. O femeie brunetă sau o femeie blondă, poate să depinde și de o prietenie cu o femeie sau voi ca femeie, dacă faceți o anumită prietenie, aveți o anumită prietenă sau prieten. O întâlnire, o fixare. Aici apare un telefon, o veste, poate de la o persoană cu funcție sau o persoană. Aici. E o persoană care are haină de stat, poate, sau lucrează la stat. E vorba, poate, o situație de acest gen. Niște vorbe, sau are legătură cu un așternut, cu sănătatea, poate. E vorba de un bărbat aici care dorește, poate, cu voi o întâlnire, o dragoste. Dar atenție la un necaz, că e cineva care vă gândește cu greutate. Un tânăr aici, pare. Cineva care vă hărțuiește. Cineva care, pe voi ca femei brunete, spre exemplu, vă văd aici. Da? Puteți primi și niște vești de la o familie. Deci, dorința voastră pare așa. Dacă voi sunteți brunetă sau dacă sunteți blondă, puteți avea vorbe bune reușite cu o femeie brunetă sau cu un cuplu. Depinde de o persoană blondă, să știți. Un cuplu, o casă la drum, un cuplu de la drum, discuții cu un cuplu de la drum. Întârzie dorința voastră foarte greu iese pentru că vă încurcă multă lume, să știți, niște, pentru o reușită aici, pentru un dar, pentru niște daruri mari, aveți niște îndoieli, aveți niște hărțuiele, aveți niște foarte, o persoană blondă, deci parcă, să vedem, e o persoană blondă sau e o persoană bărbat sau e persoana, deci este această persoană până la urmă. O știți, o gândiți, cineva poate din trecutul vostru care v-a adus chiar și lacrimi, singurătate, sunt niște îndoieli, e vorba și de cineva, oricare funcție, ori o persoană foarte rea,
Poate sunt o persoană care se ocupă de lucruri necurate, nu știu, hoț, hărțuiește, e o persoană spion, poate, nu știu, poate sau are haină militară, haină de stat, haină, da, polițist, jandarm, ceva aici. E o îndoială, într-un punct, o oră, o zi, o săptămână, dar durează, deci nu se îndeplinește în acest weekend. De ce? Exact aici aceste bărbat, ce un bărbat, sunt niște discuții de pentru că voi sunteți, poate vă hărțuiește cineva pentru că sunteți femeie singură sau vrea să vă aducă într-o stare de singurătate, de izolare, de hărțuială ca femeie singură aici. Sau e vorba de un divorț, poate discuții care sunt între o femeie și un bărbat. E lume mult aici, care sunt niște interese. Ia uite ce de lume este. Deci o aglomerație aici, răutăți care se spun, niște hotărâri, niște discuții care trebuie luate, da? Legate și de un așternut la drum lung. Să plecați. Cineva care e de la drum lung sau se gândește la voi de la drum lung și face niște presiuni ca să ori să plecați la drum, ori să aveți un așternut să vă duceți undeva la drum, are legătură cu o dorință de a cuiva de la drum. Da, exact, uite, bucurii, cumpără din partea, e un bărbat brunet de la drum sau are niște, un bărbat brunet care trece pe niște cumpă, aveți grijă că aveți cineva care și-a pus ochii pe voi sau cineva care vrea să vă împiedice să vă rezolvați voi problema în acest weekend. Sau un bărbat care are niște îndoieli, puteți, dacă v-ați gândit la un bărbat cu împăcare, are el niște bucurii în cumpănă. Dacă v-ați gândit la altceva, e posibil că piedicile voastre să vină din cauza altor persoane care au alte interese și vă blochează pe voi dorința voastră. Haideți să vedem și la a doua variantă. Interese legate de bani, după câte văd eu acolo, niște interese de afaceri și e posibil să nu fie tocmai afaceri legale. Haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă. La voi se grăbește tot un bărbat cu ochii verzi albaștri sau cu funcție, o răutate, o ceartă, atenție. De drum. Are legătură și la voi cu drumurile, cu dragostea, cu căsătorie chiar, niște hotărâri în lume mult. Poate la voi trebuie să vă duceți la vreun eveniment, la vreo căsătorie sau v-ați gândit să vă căsătoriți, să vă faceți o afacere, un serviciu întemeiat în lume mult, nu știu. Da, o fixare, o întâlnire cu cineva, dar aici aveți niște neliniște date de un drum pentru o dragoste, o atracție puternică față de cineva. Un dar care îl puteți, darul depinde de un bărbat cu funcție sau om de lege, o întâlnire, o căsătorie poate la drum, poate să fie vorba aici, dar atenție la bârfe, la certuri, că e vorba de o certă, de un scandal poate cu un bărbat care mai are pe cineva, care mai înșeală, da, vă iese, să știți, deci vă iese, poate să fie vorba și de o ceartă. Poate v-ați gândit la cineva cu care voi vreți să vă împăcați, posibil dacă se ceartă cu o altă persoană sau atenție să nu vă certați voi cu această persoană sau e vorba, da, cu care v-ați deja v-aș și certa și vreți acum împăcare, să vedem, să vedem ce spun cărțile. Exact ce am spus, acest bărbat cine ia trebuie să ia niște hotărâri cum... Ori cu voi, dacă sunteți cu ochii verzi albaștri, femeie despărțită, divorțată sau cu ochii verzi albaștri, orică e vorba despre o altă femeie cu care are el o relație, deci depinde de acest cuplu, dar se pare că da, iese. Deci vestea vă vine, veste, vă vin veste. Da, deci primiți veste. Și haideți să vedem și la a doua, a treia variantă, varianta cu piatra verde, să vedem, verde, albastră. Să vedem la voi dacă dorința în acest weekend se va îndeplini, de cine sau de ce depinde. În tot... mișcă, nu stă cadrul ăsta așa cum vreau eu. Da, e cald. Sper că rămâne așa, fixată. Depinde de cineva cu ochii căproi, brunetă, o persoană brunetă, orică voi și încă cineva, sau o persoană brunetă în toată masa sa, depinde de aceste, de această persoană sau aceste persoane. Vești. Aici sunt niște vești de la orică noi cunoștințe, noi discuții, hotărâri pe care trebuie să le luați pentru un mic dar sau pentru niște vești, niște discuții cu mai multe persoane. Aici poate să fie vorba și de un așternut, o întâlnire așternut, de o singurătate așternut, cineva care poate gândi să vă împăcați, să vă întâlniți cu cineva, să aveți o relație cu cineva, o prietenie cu cineva. Foarte repede poate să iasă, depinde de niște drumuri, dar și de o neliniște.
foarte rapid poți să iasă. Problema e o neliniște legată de un drum. E o neliniște legată de un drum sau de niște bani, o afacere. Da, deci poate are aici o legătură, să vedem. Asta l-am pus în două, să vedem așa. Dacă iese. Da, iese. Deci da, vi se îndeplinește. Deci depinde de acest drum care iese. Trebuie să-ți făcut. E o neliniște legată de un drum aici. Un bărbat care pare neliniștit sau are o problemă de sănătate, are o grijă, o problemă sau ați avut cu această problemă, cu această persoană. Exact, poate să fie vorba despre un drum, un drum care trebuie făcut, o întâlnire, poate chiar la drumul de seară cu o anumită persoană sau voi în inima voastră veți ține la drumul de seară gândul acelei persoane care vă iubește, care se gândește la voi, poate chiar vă propune o întâlnire. Apare aici așternul la drumul de seară ca femeie cu ochii verzi albaștri, să vedem dacă este cu cineva. Exact, aveți bucurii. Deci puteți avea o întâlnire cu un bărbat la drum sau la drumul de seară sau după ce faceți un drum. Da? Deci aici puteți, orică faceți cunoștință cu cineva, orică vă împăcați cu cineva, veți avea o prietenie, o bucurie, vă puteți îndeplini un vis, puteți avea niște discuții, vorbe bune, se gândește cineva la voi. Pentru unele poate să fie chiar o sarcină. E vorba și de o sarcină, că faceți, rămâneți însărcinată. Haideți să vedem și la patra variantă, varianta cu inimioara roșie. Să vedem la voi dacă în acest weekend vi se îndeplinește dorința, cât de repede se îndeplinește. Drum de zi, se gândește cineva, un brunețel cam supărat, un necaz, atenție aici la un necaz, la o hărțuială, niște discuții care pot apărea în drumurile voastre în acest weekend. Vorbe bune de dar, discuții de dar, poate chiar se gândește cineva cu un dar mai mare, unul cu unul mai mic, sunt niște hotărâri de luat pentru niște daruri, pentru niște drumuri, pentru niște moșteniri chiar poate, sau de servici. O persoană brunată care are reușită cu o femeie, persoană cu ochii verzi albaștri cu reușită cu o persoană brunată sau e vorba de o familie, un copil cu mama, o veste care poate veni, o întâlnire, lume multă, da? În drumurile de zi puteți avea o întâlnire, să fixați poate o întâlnire cu cineva sau e vorba de un act, de un serviciu, o propunere, ceva, o nouă cunoștință. O să aflați de cineva bolnav sau care are o greutate în oameni de lege. Da, vă iese cam într-un punct, o oră, o zi, o săptămână, poate. Poate depinde și de un bărbat, de o întâlnire, de fixarea unei întâlniri cu cineva. Să știți, ca să puteți să aveți reușita pe care voi vă doriți. Vedem. Da, aveți, vă gândești, aici poate să fie vorba și de o hotărâre care trebuie luată cu un bărbat. Poate și de o întâlnire, exact, de o reușită, poate și de o moștenire, poate și de un serviciu, de o casă, da, vorbe bune, care pot apărea, poate chiar și nașterea unui copil, să rămâneți însărcinată sau să obțineți o casă, un serviciu. Deci răspunsul este da. Și haideți să vedem și la a cincea variantă, varianta cu piatra roz, să vedem dacă vi se îndeplinește dorința în acest weekend, cât de repede se îndeplinește, de cine depinde. Depinde de un bărbat și atent și cineva și o prietenie, poate, un bărbat mai tânăr. E un bărbat și atent cam înlăcrimat aici. Înlăcrimat, are o mică pagubă, are niște neliniști, griji legate de un tânăr, un copil, poate. Sau are gândurile sale, e îngrijorat. Are neliniști din cauza unui dar. Dar mai mic aici, îmi pare, nu-mi pare un dar mare. Niște discuții care pot apărea, vorbe bune pentru împlinirea unei dorințe, o mică bucurie, o întâlnire la drumul de seară sau un drum pe care îl gândiți să-l faceți. Aglomerație, vorbe de da, reușite văd aici că se grăbesc la voi. Da? Aici depinde de acest bărbaș atent, exact ce am zis. Da? Deci, da, depinde de cine, exact ce ați și tăiat de altfel. Acest bărbat și cu acest tânăr învăcrimat cine e. Depinde de aceștia, da? Dar iese. Deci voi iese. Dar acest bărbat e înlăcrimat. Are niște griji legate de bani, de un dar, de niște pagube. Poate chiar vă vine în casă această persoană
da? O puteți primi veste în casă, dar atenție că ori că să nu vă supere vreun dar, ori să vă spune ceva de niște lacrimi, un dar, de ceva, sau pentru un copil, pentru niște griji, de la drum lung, e vorba poate de un copil la drum lung, oameni de la drum lung, hotărâri de drum, discuții de la drum lung sau griji care le are pentru drumuri, pentru servici, pentru oameni de lege, cu de drumuri, da, niște hotărâri pe care trebuie să le ia, dar băiese dorința, da, deci poate că întârzie din cauza unor drumuri sau sunt niște întârzieri, dar se îndeplinește. Și haideți să vedem și la a șasea variantă, varianta cu piatra albă transparentă de cristal. Să vedem vouă dacă vi se îndeplinește dorința în acest weekend, cât de repede se îndeplinește, de cine depinde, să vedem ce spun cărțile. Dar de bani sau dar de casă, o femeie care vă... niște discuții care pot apărea cu niște femei legate de un dar sau de o casă, sau de niște drumuri, din drumurile voastre pentru niște daruri, de servici, de... ce aveți voi de rezolvat, exact de casă aici. Poate are o veste care vă poate veni în casă, aici puteți afla și o veste proastă, cineva care are niște lacrimi pentru o casă. Bucurii voi care le puteți avea, o să aveți bucurii pentru necazul altor persoane, o să aflați de vreun necaz, de un necaz unui tânăr, parcă trece printr-o pagubă de dar, lume multă cu dar, voi aveți reușită lume multă de dar sau bani care vă vinde în aglomerație sau să lucrați undeva în aglomerație, reușită cu o femeie, vorbe bune, vă gândește poate o prietenă sau discuții, bârfe care le puteți avea cu niște persoane, niște femei, vă gândești, e o femeie, am zis aici, o femeie lăcrimată, e o femeie, auziți de o femeie lăcrimată, cineva care trece printr-un necaz. Aici depinde, se îndeplinește cam, să vedem, deci depinde, cam mai durează un pic, să știți, mai durează. Depinde de drumurile unui bărbat cu ochi verzi albaștri, un om de lege, poate medic sau bărbat divorțat sau haină de stat, aici poate să fie, depinde de acest bărbat. Deci mai întârzie, poate nu în acest weekend, dar se va îndeplini până la urmă, cu oarecare întârziere, un pic sau un pic forțat. Da, se îndeplinește, deci e reușită aceasta, depinde... Dar trebuie să treacă, o să auziți de vreo ceartă, deci reușita va fi după o ceartă, după ce auziți de lacrimile unei femei. O femeie șatenă, poate cu o femeie brunetă, trec pentru un scandal, pentru o ceartă, prin ceva, va avea niște neplăceri. Și haideți să vedem, sau vă veți certa voi cu vreo femeie, dacă sunteți femei, depinde de la caz la caz. Și haideți să vedem și ultima variantă, dacă vi se îndeplinește dorința, iară se mișcă, asta nu stă deloc. Asta este o năbădăie, acest aparat de filmat, nu reușesc să-l țin pe stativ fix, trebuie să schimb stativul. Haideți să vedem așadar dacă astăzi, în acest weekend, dorința voastră se îndeplinește, să vedem ce spun cărțile obișnuite. Bârfe, femei aici. Atenție, poate e vorba și de vreun divorț aici, aflați vreo veste proastă de la drum. Vorba poate de niște chestiuni legate și de niște drumuri, de niște acte sau de vreun divorț, o despărțire, o schimbare. Da, oameni de lege aici pot să fie niște vești, o pagubă sau e probleme legate de sănătate. Sunt probleme legate de sănătate. Aici o reușită de dar pe care voi ca femeie brunetă poate o țineți cu un tânăr sau gândiți un serviciu, un dar, discuții. Apar aici, apar discuții de un dar de o casă, de niște drumuri. Pot apărea în drumurile voastre. Să vedem ce mai spun cărțile. Care mai sunt energiile, drumuri, deci întâlniri, sunt discuții, hotărâri legate de drumuri, poate, de împlinirea unei dorințe, cineva se gândește la voi, în casă, și deci aici e problema, în casă, poate că aveți o ceartă, o discuție în casă, da, deci e posibil, da, posibil, lacrimile să fie în casă și din cauza unei femei, femei blonde, grăsuțe sau de la țară, poate să fie o problemă și de oameni de lege. Sunt niște lacrimi de dar un bărbat brunat pic aici cu o pagubă,
Vorba așa, femeia de ciobă nu este. Deci depinde foarte mult de această femeie. La ce v-ați gândit voi, depinde de o femeie blondă, grăsuță. Deci fie blondă, fie grăsuță, fie ambele. Poate fi și blondă și grăsuță. Poate să fie și o femeie care stă de la țară sau o femeie foarte guralivă. Sau poate sunteți voi această femeie blondă. Depinde de la caz la caz, să vedem ce e cu aceasta. Da, e vorba de niște hotărâri în oameni de lege aici, poate chiar niște sau niște discuții care trebuie făcute, niște hotărâri pe care trebuie de luate pentru o prietenie, pentru un drum. Poate ține și de noi cunoștințe, de un copil mai poate să mai fie, vorba de discuții legate, poate, lume multă, hotărâri care se iau în lume multă, deci trebuie făcută se ia o decizie poate în lume multă, depinde de mai multe persoane, de decizia mai multă. Are legătură cu niște bucurii în cumpăn aici, de o singurătate, de o femeie văduvă, de un copil, de o moștenire, poate chiar, depinde la ce v-ați gândit voi. Dar întârzie, să știți, întârzie aceasta, deci în acest weekend nu pare că se îndeplinește sau depinde un punct de această femeie blondă cine e, ce decizii se iau, ce hotărâri trebuie luate ca să puteți voi să vă îndepliniți dorința. Depinde de niște acte, poate de casă. Depinde la ce v-ați gândit voi. Cam asta e ce văd eu așadar pentru acest weekend, pentru dorințele voastre. Eu sper că v-au răspuns la întrebări, că v-ați regăsit în aceste răspunsuri pentru pe voi dorințele la care v-ați gândit. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube Crista Rot și vă doresc în continuare o zi plăcută și bineînțeles să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!